Domnul să ne dea și în această după-amiază un timp de părtășie, un timp de har, un timp în care împreună să ne apropiem de acest cuvânt și să creștem nu numai în cunoașterea acestui cuvânt, ci în cunoașterea celui care ni l-a dăruit. Vedeți, este un har pe care îl avem să avem nu cuvintele unui om, ci să avem în mijlocul nostru cuvintele lui Dumnezeu. Aceluia care de fiecare dată știe tot ceea ce este mai bine pentru viețile noastre. Haideți împreună să continuăm să studiem din Evanghelia după Marcu, la capitolul 3, începând cu versetul 31. Deci, Marcu, capitolul 3, începând cu versetul 31. Pagina Sfânta Scriptură, 965. Atunci au venit mama și frații lui și, stând afară, au trimis să-l cheme. Mulțimea ședea în jurul lui când i-au spus: iată că mama ta și frații tăi sunt afară și te caută. El a răspuns: cine este mama mea și frații mei? Apoi, aruncându-și privirile peste cei ce ședeau împrejurul lui: iată, a zis el, mama mea și frații mei, căci oricine face voia lui Dumnezeu, acela mi este frate, soră și mamă. Amin. Vă mărturisesc că aș dori să privim în această seară la acest cuvânt și să fim sinceri cu noi înșine. Să ne punem poate întrebările pe care uneori, nu știu, poate evităm să ni le punem. Dar întrebări la care aș dori ca fiecare dintre noi să căutăm răspuns. Și în măsura în care și nu există copil al lui Dumnezeu care n-ar trebui să se apropie cu astfel de inimă înaintea Domnului. Nu ca un ascultător uituc, așa cum spune cuvântul, ci ca unul care împlinește. Vedeți, este un text care ar trebui să ne dea, așa cum menționam, de gândit. Este un text care lovește multe lucruri care, și multe învățături care astăzi se trâmbițează. Și vedeți, este frumos că apostolii, ucenicii, cei care au fost inspirați de Duhul lui Dumnezeu să scrie, autorii acestor scrieri atât de sfinte, ne lasă să cunoaștem anumite lucruri și ne dau anumite învățături ca să pricepem. Care sunt, până la urmă, poate, relațiile pe care le avem cu cei din jurul nostru, poate relațiile pe care ar trebui să le avem, știu eu, cu statul acesta, relațiile din cadrul familiei, relațiile din cadrul bisericii, relațiile cu ceilalți în mijlocul cărora ne ducem existența. Și, sigur, am menționat și învățăturii care sunt departe de adevărul lui Dumnezeu. Și, probabil, doar dacă ne referim la acest strict, doar la aceste versete, doar la acest pasaj pe care l-am citit în această seară, vom vedea că acea învățătură în care, știu eu, cultul Fecioarei Mariei e apreciat, este de dorit, e, știu eu, prețuit în cadrul unor anumite cercuri religioase, chiar mai bine spus biserici oficiale, vedem că nu și-au rădăcina, nu și-au temelia pe paginile Sfintelor Scripturii. Și, dragii mei, orice așează omul dincolo de autoritatea Sfintelor Scripturi și așează ca și temerie și pune înainte ca și lucruri pe care ar trebui să le practicăm, ar trebui ca întotdeauna să spunem nu, departe, nu sunt lucruri pe care noi ca și copiii lui Dumnezeu ar trebui să ținem la el. De aceea este minunat că Marcu și numai Marcu, alături de ceilalți evangheliști, lasă acest pasaj ca să vedem modul în care cel care a venit pe acest pământ, sigur, s-a născut într-o familie omenească, dar știm că nu modul în care fiecare dintre noi ne-am născut. Da, s-a născut prin nașterea dintr-o femeie, dintr-o fecioară, mai bine spus, dar modul în care fiecare dintre noi venim pe acest pământ este diferit. În sensul că, așa cum cuvântul lui Dumnezeu ne descoperă, Duhul Sfânt a fost acela care a umbrit-o pe Maria și a dat naștere celui care este Mesia, este Dumnezeu întrupat. Și deși Domnul Iisus, uitați-vă, trăiește în mijlocul unei familii, se naște și apoi
putem să spunem, trăiește până la aproximativ vârsta de 30 de ani în mijlocul unei familii, acum când își începe lucrarea, parcă într-un sens Domnul se delimitează și arată că este cel venit, este Mesia și în sensul acesta arată o altă legătură pe care fiecare muritor ar trebui să o aibă. Nu? Dacă până acum știm că Dumnezeu este cel care a instituit familia umană, uitați-vă că Domnul Iisus vine și aduce o altă noțiune. Și chiar dacă nu o găsim scrisă exact cu cuvintele acestea, dar vedem că e vorba acum de o familie spirituală. Și asta este ceea ce Domnul Iisus arată atât de clar în acest cuvânt. Cei care nu fac parte din această familie, familia Domnului, și dacă sunt cu noi, poate tineri din această seară sau suflete care ascultă pe internet, fiecare ar trebui să-și pună întrebarea în primul rând. Fac parte din această familie a Domnului? Dacă nu faci parte, dacă nu ești membru, nu membru într-o biserică, nu despre asta vorbim acum, ci dacă nu ești mădular, dacă nu faci parte și această familie nu este familia ta, ești într-un real pericol. Păi am spune noi, și de multe ori ați văzut, legăturile de sânge, de rudenie primează. Și așa este, într-un sens, normal. Dar uitați-vă, Domnul vorbește despre o legătură mult mai înaltă, pe care fiecare muritor care s-a născut pe acest pământ ar trebui să o aibă cu Mesia, cu Domnul Iisus Hristos. Da, nu putem să nu considerăm pe cei care au fost și au făcut parte din familia pământească a Domnului Iisus ca unii care au fost privilegiați. N-am putea să spunem lucrul acesta, pentru că, într-adevăr, au fost. Maria a fost cea care a fost privilegiată, că i s-a dat harul să aducă pe lume, prin naștere, pe Mesia, pe Domnul Iisus Hristos. Dar uitați-vă, Domnul ridică la rang de cinste, dacă pot să spun așa, această relație pe care noi n-am fi putut să o avem, nu? Nu făceam parte din familia fizică. Nu aveam acest privilegiu. Ba mai mult, noi dintre neamuri facem parte dintre neamuri, cum spuneam. Nici măcar din poporul privilegiat, poporul ales, poporul evreu, nu făceam parte. Și cu toate acestea, uitați-vă ce har ne este dăruit nouă celor care ne-am născut, poate după 2000 de ani de când Domnul Iisus a fost pe acest pământ, să avem o relație vie cu Domnul. Și El să ne fie, așa cum spune aici și o spunem cu tot respectul, să ne fie fratele nostru mai mare. Un frate de care ascultăm, căruia îi dăm crezare, pe care îl urmăm. Pentru că dincolo de această poziție, El este cum? Domnul și Mântuitorul vieților noastre. Și dacă ne gândim la familia Domnului Iisus și la privilegiul care, l-au avut frații lui, surorile lui. Ar fi bine să-și am amintit data trecută ceva în sensul acesta, doar vreau să citesc totuși câteva cuvinte. Să vedem că acești oameni, deși în mijlocul lor Domnul Iisus a crescut și a trăit și au putut să-L vadă zi de zi, timp de 30 de ani, sau cel puțin după momentul în care fiecare s-a născut în cadrul familiei Mariei și Iosif și apoi a ajuns și eu să discernă, să înțeleagă anumite lucruri. Dar e clar că cel puțin câțiva zeci de ani au avut privilegiul să trăiască lângă Domnul Iisus Hristos. Și cu toate acestea, cuvântul ne vorbește că ei n-au crezut. Am citit în Marcu data trecută, unde se vorbește despre rudele lui Iisus. Probabil familia mai lărgită, chiar și, știu eu, veri, verișoare. Știți ce spune când aud aceste lucruri? Ce anume? Că Domnul Iisus trăiește în felul acesta. Face minuni, știu eu, face lucruri, știu eu, deosebite. Dar când aud de fapt că ei nici măcar nu puteau, nu, să mănânce, până acolo erau. Ce au spus despre El? Este nebun. Asta spune, vreau să pun mâna pe el, că ziceau, și-a ieșit din minți. Menționam data trecută o realitate într-un sens tare cutremurătoare. Nimeni n-a trăit pe acest pământ cum a trăit Domnul Iisus Hristos. Și cu toate acestea, uitați-vă, cei mai apropiați, nu cred. Nu vreau să înțelegem că Domnul Iisus în perioada copilăriei
sale, face caz, știu eu, de puterile sale divine. Nu-l vedem acolo în ascultare de părinții lui. Știți, când la vârsta de 12 ani, când se duc părinții lui să prăznuiască, după cum era obiceiul, spune Sfânta Scriptură, să meargă la Ierusalim și să prăznuiască acel praznic al Paștelor, când se întorc acasă, constată undeva spre drumul de întoarcere că Domnul Iisus nu era cu ei. Și impacienta să duc întreabă printre rude, prieteni, cunoscuți, călători alături de ei. Întreabă, caută, se întorc în Ierusalim și apoi îl găsesc unde? În templu. Mă gândeam doar aducându-mi aminte de aceste lucruri. Cât de frumos ar fi pentru copiii noștri să-și dorească să vină în templu. Cât de plăcut ar fi să-și dorească să fie în locul unde este prezența Domnului. Nu neapărat în această clădire. Deși acolo unde biserica este adunată, Domnul este prezent. E binecuvântare. E prezența Lui. E tot ce ne-am dorit fiecare dintre noi. Și cât de mult mi-aș dori pentru copiii mei. Cât de mult aș dori pentru copiii fraților noștri. Să fie acolo. Uitați, părinții plecaseră. Dar inima Domnului unde îl trăgea? Tot spre casa Tatălui. Și se menționează apoi, după ce într-un sens mustrător părinții îi adresează acele cuvinte. Și Domnul spune, nu știați că aici sunt. Și apoi e un lucru uluitor. Prințul Cerului, împăratul împăraților, știți ce se spune despre el? Apoi le era supus. Uluitor, cum, Doamne? Tu care ai făcut cerul, pământul, totul stă în cuvântul tău, să fii supus unor părinți pământești? Și, dragii mei, uitați-vă că această supunere, din păcate, tot mai mult e lovită, e atacată de societatea în care trăim. Copiii nu vor să mai supună părinților. Salariații nu vor să mai se supună șefilor. Știu eu, cetățenii dintr-o țară nu vor să mai se supună regulilor normale care sunt, legislației și a tot ce există tot mai mult în om această stare de nesupunere. Vrea să rupă, să fie propriului stăpân, să facă ce vrea. Dar, dragii mei, ce ar însemna o societate, spunem acum, da? O societate fără reguli. Gândiți-vă ce ar însemna haos. Nu în ceea ce se întâmplă în America, știți ce au militat și au strigat oamenii care fac ravagii? Jos cu poliția! Nu ne mai trebuie poliția! Păi, dragii mei, ce ar însemna? Și creștinii frumos au ieșit și au militat. Nu avem nevoie. Avem nevoie de poliție. De ce? Sigur, ori de câte ori se fac abuzuri într-un sens sau altul, ar trebui să ne ridicăm în sensul acesta. Nu acceptăm sau n-ar trebui să acceptăm abuzurile. Dar gândiți-vă ce înseamnă o societate fără reguli, fără reglementări, fără lucruri și fără a ne supune acolo unde Dumnezeu ne-a așezat pe fiecare dintre noi. Și uitați-vă, Domnul Iisus Hristos dă acest exemplu de săvârșit. Dar e uitor, spuneam, anume faptul că Domnul Iisus a trăit o viață ca nimeni altul și așa este. Gândiți-vă, cu privire la mulți oameni, se poate spune despre ei, știu eu, că au fost niște copilași buni, niște copilași ascultători, poate. Copii care n-au făcut probleme părinților lor. Dar gândiți-vă la Domnul Iisus. Tot ce a făcut, a făcut desăvârșit. Răspunsurile pe care le dădea, poate, fraților lui, știu eu, părinților lui, vecinilor lui, erau răspunsuri desăvârșite. Nu se putea mai bine. Da, e acolo un copilaș cu minte. Nu totul a făcut în mod desăvârșit. Și cu toate acestea, să ai în prezența ta pe cineva ca el și totuși să rămâi în necredință, probabil că Maria nu le-a descoperit. Nu știu. Biblia nu ne spune. Dacă Maria le-a povestit despre visul, despre arătarea, de fapt, pe care a avut-o al îngerului. Nu știu dacă le-a povestit. Nu știu lucrurile astea. Dar știu ce ne spune Sfânta Scriptură și știți ce spune la Ioan, capitolul 7? Priviți ce spune de-aia. Încă o dată, o dovadă clară că Domnul, că Maria n-a rămas fecioară toată viața. A, e o dovadă atât de clară. Uitați ce spune. În Ioan, capitolul 7, și nu e singurul pasaj din Sfânta Scriptură care vorbește de lucrul acesta. Dar zice în Ioan 7, cu versetul 3, frații lui i-au zis, nu se vorbește de vei, știu că s-a forțat acolo să traducă cu vei, cu nu știu ce. Frații lui i-au zis,
pleacă de aici și du-te în Iudeea, ca să vadă și ucenicii tăi lucrările pe care le faci. Nimeni nu face ceva nascuns când caută să se facă cunoscut. Dacă faci aceste lucruri, arată-te lumii. Și ce spune atât de clar cuvântul Domnului? Căci nici frații lui nu credeau în el. Nici frații lui. Bun, rudele, hai, au ajuns. Probabil și frații lui au ajuns să creadă lucrul acesta, nu? Despre el. Dar să crezi despre unul care face minuni? Bun, mulți oameni au pretins, nu? Mai ales săracii, dacă au ajuns să o ia pe arătură, cum spunem noi, au pretins tot felul despre ei. Că sunt Dumnezei, că sunt Mesia. Au pretins. Dar niciun nebun în sensul acesta n-a făcut ce a făcut Domnul Iisus Hristos. Nu să ai putere și autoritate asupra demonilor. Să vindeci mâinile alea uscate, să dai vedere orbilor din naștere pe un nebun. Nu poate să facă lucrul acesta, nu? Suntem convinși cu toții. Și cu toate acestea, uitați, mintea omului, sau mai bine spus, inima omului, care e nespus de rea, deznădăjduit de înșelătoare. Uitați-vă, nici măcar frații lui nu credeau în el. După 30 de ani, pot să spun, petrecuți alături de Domnul Iisus. Și în Marcu, capitolul 6, aici ne sunt date și numele. Nu a surorilor, dar cel puțin a fraților. Marcu, capitolul 6, nu o să citesc tot pasajul, dar priviți ce spuneau oamenii. Când Domnul Iisus se duce unde? În patria lui. Acolo în Nazaret. Și știți ce întrebări își pun? Au văzut oamenii? Uimirea, mirarea. Nu, au văzut ce face, au auzit învățătura, de aceea, încă o dată, tot ce a făcut Domnul Iisus. N-a fost pe aici, pe acolo, câte o minune, ceva acolo. Abundau, așa cum am spus data trecută, abundau toate aceste lucrări mărețe, prin care Dumnezeu a dovedit clar că Iisus Hristos din Nazaret este Mesia. Și uitați, în aceste întrebări, mirări pe care și le pun, acolo cei care, în mijlocul cărora trăise, da? Nu erau niște necunoscuți, spune, când a venit ziua sabatului, a început să învețe pe norod în sinagogă, sinagogă pe care o frecventase. Să nu cumva să credem că Domnul Iisus stătea acasă în ziua de sabat, când se citeau Sfintele Scripturi. Acolo, în sinagoga în care copilărise. Și zice, mulți când îl auzeau, se mirau și ziceau, de unde are el aceste lucruri? Ce fel de înțelepciune este aceasta care i-a fost dată? Și cum se fac astfel de minuni? Prin mâinile lui. Și apoi spune în continuare, nu este acesta tâmplarul, feciorul Mariei? Fratele lui Iacov, al lui Iose, al lui Iuda și al lui Simon. Și nu sunt surorile lui aici între noi? Și găseau o pricină de potignire în el. Eu nu pot să înțeleg. De ce să găsești pricină de potignire? Că face bine? Că propovedește cuvântul lui Dumnezeu? Dar uitați, și cuvântul parcă vine și ne arată starea acestor oameni. De-aia găseau o pricină de potignire. Din cauza necredinței. Dar Iisus le-a zis, un proroc nu este disprețuit decât în patria lui, între rudele lui și în casa lui. Și uluitor spune, n-a putut să facă nicio minune acolo, ci doar și-a pus mâinile peste câțiva bolnavi și i-a vindecat și se mira de necredința lor. Ce l-a împiedicat să facă? Lucrările pe care le-a făcut? Necredința. Asta l-a împiedicat pe Domnul să facă aceste lucrări pline de har. Necredința din inima omului. Dar e trist că, dacă bun, vecini, cunoscuți, nu? Care poate au dat, știu, importanța acelui tinerel, acelui tâmplar, cum îl știau ei, au dat sau nu au dat. E tristă, într-un fel, starea fraților lui. Și poate, în sensul acesta, ar trebui să înțelegem. Și mai bine spus, cei care știu, pretind că Maria a rămas fecioară. Uitați-vă, unul din textele atât de clare în care se arată că Domnul Iisus a avut mai mulți frați. Sigur, frați vitregi, născuți acum
în mod natural, în mod normal, din dragoste dintre părinții lui pământești. Dar, deși starea asta este a fraților lui, și poate, știu, gândindu-ne la acest pasaj despre care Domnul Iisus ne-a spus, de fapt, Marcu ne prezintă ce spusele Domnului Iisus Hristos, poate ne întrebăm fiecare dintre noi. Dar Dumnezeu nu ține cont de aceste relații ale familiei? Dumnezeu nu-i mai acordă acum, după ce instituie această nouă relație, o familie spirituală, dă la o parte tot ceea ce înseamnă relațiile din cadrul familiei, a relațiilor de rudenie dintre noi? Nici de acum n-ar trebui să înțelegem lucrul acesta. Știm că Dumnezeu, în primul rând, este Cel care a instituit familia. El a făcut pe primii oameni, pe Adam, și apoi din coasta lui a creat-o pe Eva. Și cum spune cuvântul, i-a unit odată pentru totdeauna. Nu? Și ce spune apoi în continuare, ce a unit Dumnezeu, omul să nu despartă, dar i-a subit. Și vedem numai în intenția lui Dumnezeu de la început, tot ceea ce apoi Noul Testament, prin, știu eu, Pavel sau apostol sau oricine a avut, oricine Duhului Dumnezeu i-a dat cuvinte să scrie în această direcție, Dumnezeu a arătat că noi, ca și ucenicii ai Domnului, în primul rând, trebuie să știm cum să ne purtăm în cadrul familiilor noastre. În sensul acesta ar trebui să fim cei mai buni soți, cele mai bune soții, cei mai buni părinți. În sensul acesta n-ar trebui niciodată să ne uităm, să uităm, de fapt, responsabilitățile pe care Dumnezeu ni le-a dat în cadrul familiei. Și să nu uităm, dragii mei, frați, în primul rând, Dumnezeu a dat cea mai mare responsabilitate pe umerii noștri. Știu, de multe ori noi, ca și bărbați, putem să căutăm să fugim de această responsabilitate. Dar am menționat deseori, uitați-vă în grădina Edenului, nu? Când, într-un sens, păcatul intră prima dată prin femeie. Dumnezeu cu Adam discută. Păi El îl trage la socoteală. Știu, uneori noi, ca și bărbați, știu, poate băgăm capul în pământ, crezând că lucrurile se rezolvă de la sine. Nu este așa. Avem această responsabilitate și, dragii mei, nu vreau să insist prea mult. Sunt multe versete în sensul acesta. Dar uitați-vă ce ne spune Pavel în Efeseni. Cum să ne iubim soțiile? Așa cum Hristos și-a iubit biserica. Dragii mei, cred că fiecare dintre noi, ca și bărbați, avem încă mult. Mult în această direcție. De a arăta dragoste față de soțiile noastre, așa cum Dumnezeu, cum Domnul Iisus Hristos și-a iubit biserica. Apoi uitați-vă, desfințează Dumnezeu toate acestea? Nu, am spus. Vorbeam aseară cu un frate și, de fapt, cu o familie, și mi-am adus aminte, printre altele, de ceea ce Dumnezeu arată în Timotei, în Tit, vorbește de cei care sunt așezați ca și privegători într-o adunare. Știți că acolo se vorbește ca un astfel de om să fie calificat într-un sens, ce se vorbește despre el? Să țină casa în rânduială. Nu cu bâta, nu cu biciu, nu despre asta vorbim, nu? Că dacă Dumnezeu ne-a vorbit despre și ne-a spus despre a ne iubi soțiile ca pe noi înșine, așa cum Iisus Hristos și-a iubit biserica, e clar că nu e vorba de bâtă, e clar că nu e vorba în sensul acesta de absolut nimic care ar veni departe de Dumnezeu, nici de cum din Dumnezeu și din dragostea pe care El a turnat-o în inimile noastre. De aceea, nu este subiectul în această seară, dar aș vrea să nu uităm tot ceea ce Dumnezeu a așezat ca și responsabilități, ca și îndatoriri și tot ceea ce Cuvântul lui Dumnezeu ne arată în această direcție. Și atunci, dacă Dumnezeu, într-un sens, Domnul Iisus în acest pasaj, nu dă la o parte aceste relații, ce arată, de fapt, că este o relație cu mult superioară. O relație care este superioară relației din cadrul familiei. Și care? Relația cu Dumnezeu. Relația cu Domnul Iisus Hristos. Este o relație care are, și de-aia am spus, ar trebui să ne dea, de gândit în această seară, poate și prin versetele care o să le aduc, să ne dea de gândit. În sensul acesta, cum dăm noi ascultare?
Cum ne raportăm față de cuvintele Domnului Iisus Hristos, care a arătat că această relație cu El este deasupra tuturor celorlalte relații. Știți, într-un sens mă pot gândi la ceea ce Apostolul Petru vorbea despre supunerea față de autorități. Și în toate acestea, și din punctul ăsta de vedere, noi ca și creștini ar trebui să fim cei mai buni cetățeni. Unde intervine problema? Când relația sau când autoritățile sub care am fost așezați ne cer ceva dincolo de voia lui Dumnezeu. Cam așa ar trebui să înțelegem și relațiile din cadrul familiei, dragii mei. Când soția, când partenerul, poate copilul sau oricine altcineva cere ceva dincolo de voia lui Dumnezeu, ce ar trebui să aibă prioritate? Ceea ce au spus ucenicii când au fost, li s-a poruncit să nu mai vorbească în numele acela, să nu mai vorbească despre Domnul Iisus Hristos. Și știți ce au spus ucenicii? Judecați voi singuri. Se cuvine să ascultăm mai mult de voi decât de Dumnezeu? Și știm cu toții că niciodată n-ar trebui să ascultăm mai mult de oameni decât de Dumnezeu. Apropo, ca să fiu un pic mai practic, când partenerul tău sau copilul tău sau ruda ta apropiată își cere ceva în contradicție cu voia lui Dumnezeu, ce faci? Mai practic, când partenerul își cere să te duci în altă parte și când e zi de strângere, ce faci? Asculți de partener sau de Dumnezeu? Am spus, vorbesc sincer și deschis în această seară. Dar trebuie să ne punem întrebări. Ce facem? Deci când, știu eu, partenerii noștri ne doresc, hai să mergem la plimbare, hai să toată săptămâna am muncit, mergem la plimbare sau mergem la o treabă. Ce facem? De cine ascultăm? Dumnezeu ne dorește în casa sa. În locul unde adunarea e strânsă. Ce facem? Ascultăm de Dumnezeu sau de partener? Aici intervin problemele. Toate sunt bune și frumoase. Am spus, trebuie să fim cei din tâi în a fi credincioși, fideli, plini de dragoste. Până acolo la desăvârșire. Dar când cei apropiați vor ceva dincolo de care este voia lui Dumnezeu, ce facem? De ce ne ascultăm? Domnul spune, prioritatea este El, dragii mei. Te-am spus, vreau să fiu sincer și nu vreau să-mi luați nimeni de rău, dar fiecare dintre noi. Sau haideți să luăm și altfel. Ca să nu mă rezum doar la un lucru, da? Când poate știu eu, ne gândim la copiii noștri, da? Și copiii noștri știm că au nevoie. Poate de bani la școală, știu, au nevoie de atâtea lucruri. Ce facem când știm că e duminica și Domnul ne vrea în casa Lui? Dacă avem posibilitatea să ne ducem la servici ca să câștigăm un ban, ne vom duce acolo? Să câștigăm mai mult? Nu vorbim de situații în care știm că sunt frați care, nu? Sau surori care, ăsta e serviciu, n-au cum. Deci nu poți să refuzi să te duci, da? Ăsta e serviciu. Sunt și astfel de cazuri. Dar câți n-au pus mai înainte serviciul decât Dumnezeu? A spus, e duminică. Mai pot să câștig. Mă plătesc dublu ăștia. Păi cum să ratez lucrul acesta? Sau mi se oferă nu știu ce. O promovare. Cum să dau eu cu piciorul? Păi dar mă gândesc la copiii mei. Dragii mei, știți ce înseamnă dragoste mai mult de copii decât de Dumnezeu? Când te cheamă o rudă, nu știu la ce. Și spune, știu că tu vrei să te duci la adunare. Dom'le, am nevoie de tine astăzi. De ce asculți? De ce asculți? Și, dragii mei, cu durere știți care e problema? Și vreau să analizați. Eu nu spun că așa stau lucrurile. Uneori creștinii ajung să se obișnuiască și să caute scuze. Și se folosesc de partenerii lor ca să scuze de fapt că și lor începe să le placă așa ceva. Nu știu dacă așa stau lucrurile. Apoi ar trebui să ne gândim. Nu cumva începem să folosim de scuze. Știu, soția mea vrea să mergem astăzi la plimbare. Copilul meu a venit, nu știu, de la facultate, să zicem, nu? Dau și cazuri ipotetice, nu? E plecat, n-a mai venit de o lună de acasă și vrea să mergem la munte. Ce facem? E ziua Domnului, dar slăvim pe Domnul de acolo. Ne uităm și pe telefon, eventual. Găsim noi metode. Dragii mei, Domnul arată și nu cred că ne îndoim că Domnul ne vrea în casa unde El este prezent. Nu am spus de duminică, dar sunt multe alte lucruri. Putem lărgi, am dat exemplele cele mai clare.
Apoi, hai să luăm și asta, vorbește Domnul de cine nu se leapă de sine. Păi știți cât de comod începe, mai ales după pandemie, era să stăm acasă. E frumos împreună cu familia, mai ascultăm o predică, intrăm pe Zoom, dacă se poate. Și frumos. Și creștinul se obișnuiește. Firea lui îi spune, stai comod, nu te deranja. Ei, te duci, acum uite, plouă, e urât afară, e cald. Dai bani pe bilet, dai bani pe benzină. Și, dragii mei, un lucru la care poate, dacă suntem sinceri și i-am întrebat pe cei apropiați, poate ne răspunde. Cei apropiați știu mai bine uneori dacă noi iubim pe Domnul sau iubim alte lucruri înainte. În mod real. Cei apropiați ne pot confirma. Dacă îl punem pe Domnul mai presus decât orice. Și exemplele astea, am spus, pot continua. Poate să stăm până la miezul nopții, tot gândindu-ne. Dar dorința mea e ca fiecare dintre noi, am spus, să ne punem întrebările în mod sincer în ceea ce ne privește pe noi. Dragii mei, cât de mult îl mai iubim pe Domnul? Cât de mult are prioritate El în viețile noastre? Nu vorbesc acum de ciudățenii, nu vorbesc că nu la asta ne-a chemat Dumnezeu. Ci cazuri reale, clare și cu siguranță, dacă vom fi sinceri, Domnul ne va lumina în sensul acesta. Pentru că, uitați-vă, Domnul nu dă la o parte familie. Și știți de ce? Uite, uitați. Sunt câteva cuvinte uluitoare legat chiar de relația pe care l-a avut-o cu familia lui. Nu am spune. Nu, bun, gata. Domnul Iisus și-a început lucrarea, nu mai are nicio treabă cu cei din casa lui. Nu e așa. Știți ce face pe cruce? În momentele cele mai grele, bajocorit, bătut până la epuizare. În momentul în care e parcă la ultimile puteri. Și știți ce face? Nu se plânge pe sine. Se uită spre mama sa în Ioan, capitolul 19, versetul 25. Lângă crucea lui Iisus stătea mama lui și sora mamei lui, Maria, nevasta lui Clopa și Maria Magdalena. Când a văzut Iisus pe mama sa, despre care a zis, iată cine sunt mama mea și frații săi. Uitați, acum se uită spre mama sa. Și lângă ea pe ucenicul pe care îl iubea, a zis mamei sale, femeie, iată fiul tău. Apoi a zis ucenicului, iată mama ta. Și din ceasul acela ucenicul a luat-o la el acasă. Grijă, dragoste, o încredințează și nu oricui, e foarte interesant. Unui om care este numit apostolul iubirii. Un om care probabil avea cuvintele cele mai potrivite. Uneori noi bărbații suntem mai nepotriviți la cuvinte de dragoste. Parcă nu se lipesc de noi atât de mult. E apostolul iubirii. Evanghelia sa, epistole sale, abundă în ce? În dragoste. Uitați, unui astfel de om sensibil o încredințează pe mama lui. Apoi legătura cu ceilalți frați, nu s-a amintit de Iacov, uitați, e uluitor. După ce Domnul Iisus e înălțat la cer și ucenicii împreună cu Maria, știți ce fac? Unde găsim în Cartea Faptele Apostolului, capitolul 1, versetul 14. Toți aceștia, deci e vorba de cei 11 ucenici, toți aceștia stăruiau cu un cuget în rugăciune și în cere împreună cu femeile și cu Maria, mama lui Iisus, și privește ce spune aici. Și cu frații lui. Unde-i găsim pe frații lui? Acolo. În mijlocul adunării. Sigur, biserica a luat ființă după coborârea Duhului Sfânt. Dar acolo, în mijlocul ucenicilor, acolo îi găsim. Nu ni se spune foarte mult cum Domnul Iisus, știu eu, a relaționat apoi cu cei din casa lui. Nu știu. Dar e clar că după ce Domnul Iisus se înalță, parcă după ce Domnul Iisus moare și după ce învie, uitați-vă, parcă și ochii închiși ai celor din casa lui se deschid și îl recunosc ca fiind Mesia. Mai mult, e un lucru la care poate să ne dea de gândit. Uitați ce spune 1 Corinteni, capitolul 15. Știi că pe unul dintre frații Domnului Iisus, cel mai mare, da? L-a chemat Iacov, am spus acolo din Marcu, capitolul 6. Priviți ce spune. În 1 Corinteni 15, haideți să citesc prima dată 6.
După aceea, s-a arătat la peste 500 de frați deodată, deci după ce a înviat, dintre care cei mai mulți sunt încă în viață, iar unii au adormit. În urmă s-a arătat lui Iacov, apoi tuturor apostolilor. După ce vorbește în versetul 5 că i s-a arătat lui Chifa, apoi celor 12. E foarte posibil ca acest Iacov să fie chiar fratele Domnului Iisus Hristos. E posibil, deci nu vreau să zic 100%. Dar e posibil ca în mod personal, parcă Domnul Iisus se ocupă de cel care acum era cel mai mare. Domnul Iisus a fost în familia lui, cel puțin în această perioadă. Dar Iacov apoi a rămas ca cel mai mare dintre frații. Și parcă într-un sens, cuvântul arată, cel puțin vorbește Apostolul Pavel despre sensul, în sensul acesta. I s-a arătat lui Iacov. Vreți să vedem în continuare cei care au scris epistolele Iacov și Iuda? Priviți ce spune imediat, cum vorbesc apoi ei despre Domnul Iisus. În Iacov, capitolul 1, versetul 1, priviți ce spune Iacov, care este cel care este fratele Domnului Iisus Hristos. Nu face caz că e fratele Domnului Iisus. Spune Iacov, roba lui Dumnezeu și al Domnului Iisus Hristos. Cum se vede acum în relația cu fratele lui, într-un sens? Se vede ca robă. Dar nu a crezut în el. Asta se spune și am citit în Ioan. Dar acum se vede ca roba lui Dumnezeu și al Domnului Iisus Hristos. Iuda apoi vorbește și el în această direcție. Iuda, rob al lui Iisus Hristos și fratele lui Iacov. Al doilea sau al treilea, de fapt, că intervine Iosef între timp, parcă, al treilea frate vorbește în același sens. Rob al lui Iisus Hristos. A arătat Domnul Iisus grijă față de familia lui, dovadă că, într-un sens, le-a deschis și lor ochii. Da, au fost ani de zile în care ei n-au crezut. Dar parcă Domnul Iisus se ocupă în mod special ca să-i transfere, dacă putem să spunem așa, dintr-o familie pământească, de importanță, desigur, pe acest pământ, dar să-i transfere în cea mai minunată familie acum. Familia Domnului. De aceea, da, Domnul Iisus s-a arătat atâta grijă. În ceea ce privește chiar pe cei din casa lui. Dar uitați-vă că în acest pasaj vorbește despre această relație superioară. Familia Domnului. Și haideți puțin să citim și apoi mai vom citi câteva cuvinte. Spune, atunci au venit mama și frații lui și stând afară au trimis să-l cheme. Nu o să mai zăpovim asupra fiecărui verset, e deja târziu. Mulțimea ședea în jurul lui când i-au spus, iată că mama ta și frații tăi sunt afară și te caută. Deci Domnul Iisus stă în mijlocul ucenicilor, a cei care ascultau, probabil și ședea jos, ceilalți stăteau în jurul lui și îl ascultau, dar și cineva le întrerupe cu acest lucru. Iată! De ce n-au putut să ajungă mama Domnului Iisus împreună cu frații lui, n-au putut să ajungă? Pentru că așa cum vedem, cel puțin, în multe situații, acolo în casa unde Domnul Iisus era prezent, mulțimea se îmbulzea. Să fie vindecată, să audă cuvintele, să primească ceva. Un har de la Domnul Iisus Hristos. Și sigur, locul în care, vă aduceți aminte când e nevoie a cei care duc pe acel slăbănog, e nevoie să urce pe acoperiș, să spargă acoperișul ca să-l pună. Și n-au acces în sensul acesta, de aceea au stat afară. Și vine cineva și îl întrerupe probabil pe Domnul Iisus, asta arată în pasajul paralel din celelalte evanghelii, și îi spune, iată că mama ta și frații tăi stă afară și te caută. Și Domnul Iisus îi spune, cine este mama mea și frații mei? Nu face caz, nu cunosc. N-auzit din gura Domnul Iisus că spune, nu cunosc cine sunt. Nu, ci ridică ochii mulțimii și practic trage și arată o învățătură de atât de importanță capitală, arată apoi spunând, apoi aruncându-și privirea peste cei ce ședeau împrejurul lui, și Matei vorbește despre ucenici, da? Deci către ei și-a aruncat privirile și spune, iată, a zis el, mama mea și frații mei, căci oricine face voia lui Dumnezeu, acela mi este frate, soră și mamă. Domnul arată acum că mama și frații lui, apropo, uitați, fiecare credincios, într-un sens, ia această relație cu Domnul. Cum? De mamă și frate. Nu?
De ce se face caz doar de Maria? Vorbește Domnul Iisus, iată. Mama mea și frații mei. La unison, la global într-un sens. N-aș vrea să spun că a avut mai multe mame. Să nu mă înțelegeți greșit. Dar de ce se face caz doar de mama părintească? Doar de mama, de Maria? De ce doar de ea se face caz? Aduceți-vă aminte la nunta din Cana, când Domnul Iisus face prima minune. Și vine Maria, nu? Nu mai aveau vin? Și vine și aduce acea problemă. Nu mai au vin. Și ce spune apoi celorlalți? Să faceți tot ce vă spune. Nu vine să intermedieze. Nu știu de unde înțeleg ei. Domnul Iisus îi spune, femeie, ce am eu a face cu tine? Păi, nu știu, probabil dacă unul dintre noi ar spune cuvintele astea mamei lui, ar fi considerat ca un om lipsit de cei 7 ani de acasă. De caracter. Dacă îi spune, ce am eu de a face cu tine? Cum? Adică ți este mamă și ce am de a face? Nu arătând Domnul Iisus această relație pe care am spus de la început, unică, pe care fiecare dintre noi acum ar trebui să o avem cu El, de a face parte din familia Lui Cerească. Și în sensul acesta, uitați ce spune Sfânta, am spus, citesc câteva versete, pentru că foarte frumos Scriptura se tâlcuiește cu Scriptura. De aceea cer îngăduința dumneavoastră ca să citesc încă câteva versete. Matei, capitolul 10, începând cu versetul 34. Să nu credeți că am venit să aduc pacea pe pământ. N-am venit să aduc pacea, ci sabie. Cel care a spus, vă las pacea mea. Vă dau pacea mea. Zice, n-am venit să aduc pacea pe pământ. Și priviți ce spune. Versetul 35. Căci am venit să despart pe fiu de tatăl său, pe fiică de mamă sa și pe noră de soacră sa. Cele mai intime relații, nu? Mamă, fiică. Tată, fiu. Noră, soacră. Și spune, și omul va avea de vrăjmași chiar pe cei din casa lui. Și, dragii mei, probabil, chiar dacă poate nu neapărat în mijlocul nostru, deși cel puțin nu vine acum în minte, dar fiecare dintre noi știm de situații în care oameni care s-au întors la Dumnezeu, știți ce le-au spus cei din casa lor? Dacă tu îl urmezi pe Dumnezeu, dacă tu te pocăiești, de azi nu mai ai ce să cauți în această casă. De azi nu vreau să mai am nimic de a face cu tine. Părinți care au fost gata să îi renege pe propriul lor copii, pentru că au vrut să se pocăiască. Soți care au fost părăsiți de partenerii lor din același lucru, pentru că te-ai pocăit, pentru că ai nebunit. Nu vreau să mai am nimic de a face. Și asta spune Domnul. Omul va avea de vrăjmași chiar pe cei din casa lui. Dar priviți ce spune în continuare în versetul 37. Cine iubește pe tată ori pe mamă mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Dragoste superioară arătată celor din casa noastră, celor apropiați, mai mult decât față de Domnul. Și spune, și cine iubește pe fiu ori pe fiică mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Ce putem spune în fața acestor cuvinte? Fiecare putem să ne analizăm. Ce este mai de preț înaintea ochilor noștri? Vorbește de a fi vrednic de El, a arăta. Nu vorbim aici de alte lucruri, ci pur și simplu să ne analizăm vieții. Doamne, ce are prioritate în viața mea? Matei, capitolul 19. Vorbește Petru aici. În versetul 27, atunci Petru a luat cuvântul și a zis, iată că noi am lăsat tot și te-am urmat. Ce răsplată vom avea? Un pic vreau să mă opresc. Și a lăsat Petru familia, soția? Niciunul dintre noi nu credem așa ceva. O spune chiar și Pavel atunci când argumentează. Nu, ceva spune, nu putem și noi să avem o soție, o soră ca soție, așa cum Chifa are? Deci e clar, Petru nu și-a renegat relațiile de familie. N-a dat la o parte lucrurile acestea. Ba din contră, probabil a fost tare credincios, mai credincios decât fusese. Mai plin de dragoste față de cei din casa lui. Dar arată într-un sens, a lăsat totul. Sigur, într-un sens, acum gândul lui era la răsplată. Dar zice Iisus, le-a răspuns, adevărat vă spun,
că atunci când va sta Fiul omului pe scaunul de domnie al măririi sale, la înnoirea tuturor lucrurilor, voi care m-ați urmat, veți ședea și voi pe 12 scaune de domnie și veți judeca pe cele 12 seminții ale lui Israel. O poziție, un loc, o răsplată deosebită. Dar ce mă interesează în această seară, versetul 29 spune, și oricine acum lărgește sfera. Bun, voi veți avea această poziție. Ați fost oameni învremiciți, v-am chemat la lucrarea mea. Aveți acest har al apostoliei. Dar spune acum, și oricine lărgește. Deci se referă la, nu numai la apostoli, nu doar la cei care au avut această calitate, ci spune și oricine a lăsat case sau frați sau surori sau tată sau mamă sau nevastă sau feciori sau holde pentru numele meu, va primi sutii și va moșteni viața răsplată. Și dragii mei, nu asta este realitatea. Fiecare casă de credincios ar trebui să fie deschisă celorlalți credincioși. Familiei Domnului. Suntem în sensul acesta deschiși? Familiei Domnului. Avem această relație. Doar am vorbit și duminică în sensul acesta. Dar doar să ne gândim. Avem aceste relații între noi ca popor al Domnului, ca familia Domnului. Primiți ce spune Domnul. Vă avem însutit. Ce anume? Frați, surori. Dar nu-i cunoaștem pe toți frații și surorile noastre de pentru pământul. Nu-i cunoaștem încă. Dar vorbim acum în cercul acesta, restrâns, al nostru. Avem casele deschise pentru poporul Domnului. Domnul vorbește aici. De avea. E și pasajul similar, nu? În care Matei prezintă lucrurile acestea și Luca, tot la fel. Vorbește de avea însutit pe acest pământ. Pe vis cum Domnul știe să răsplătească pe cei care l-au iubit cu toată inima. Apoi, mai este Luca capitolul 11, pe care vreau să-l citesc și ne apropiem de încheiere. Luca capitolul 11, versetele 27 și 28, imediat. Priviți ce spune aici. Pe când spune Iisus aceste vorbe, o femeie din norod și-a ridicat glasul și a zis, gândirea despre care am menționat în această seară, ferice de pântecele! Deci de aceea, femeie, ferice de pântecele care te-a purtat și de țâțele pe care le-ai subt! Ferice! Și ce spune el? Și el a răspuns, ferice mai degrabă! A fost importantă relația pe care Domnul Iisus a avut-o cu mama sa? Desigur! Dar Domnul arată că e mai ferice. De ce? De cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl păzesc, ei mai ferice. Și fără să mă opresc la acest verset, vreau să ne uităm spre versetul 35 pe care l-am citit în această seară, pentru că vorbește în același sens. Căci oricine face voia lui Dumnezeu. Nu oricine cunoaște voia lui Dumnezeu. Că, dragii mei, cam toți am ajuns să cunoaștem voia lui Dumnezeu. Cam toți am ajuns să cunoaștem. Cam toți am ascultat, da? De cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu. Cam toți care suntem în locul acesta am ascultat cuvântul lui Dumnezeu. Îl știm, îl cunoaștem, cunoaștem voia lui Dumnezeu. Pe cine fericește Domnul Iisus Hristos? Pe cei ce fac această voie. Împlinesc, sau cum spune aici, pe cei ce păzesc. Și, dragii mei, Noul Testament este plin de astfel de îndemnuri. Arătând calitatea unui adevărat credincios, a unui om născut din Dumnezeu. Nu e doar să cunoască. Asta este un har. Mi s-a deschis ochi. Cunoaștem lucruri pe care când eram în lume nu le cunoșteam. Habar n-aveam, nu le înțelegeam, nu le pricepeam. Dar acum cu această descoperire a voii lui Dumnezeu, oricine împlinește, face. Ei sunt aceia despre care Domnul Iisus spune. Ei sunt mama mea, frații mei, familia mea. Dragii mei, probabil sunt multe versete în acest sens de care putem să ne aducem aminte. Dar haideți fiecare dintre noi să ne întrebăm cât de mult împlinim. Știu, nu există copil al Dumnezeu care să nu asculte de Dumnezeu. Nu există. Nu ești copil al Dumnezeu dacă nu asculți de Dumnezeu. Dar în toate sectoarele în care Dumnezeu ne-a descoperit voia sa, ne arătăm credincioșia, ascultarea. Suntem grabnici la ascultare? Pentru că Domnul a spus de ei este fericit.
pe cei ce ascultă și păzesc, pe cei ce fac voia. Și cât de frumos, cine ne vorbește? Cel care în toate lucrurile s-a mintit de multe ori în mijlocul nostru. A făcut voia a Lui, nu a Lui Dumnezeu. În toate lucrurile a venit pe acest pământ ca să împlinească voia Lui Dumnezeu. N-a ieșit din această voie, n-a călcat un pic alături, ci toate lucrurile a mers conform voii pe care Dumnezeu a avut-o pentru viața Lui. Dragii mei, suntem familia Domnului. Dar haideți ca în toate lucrurile să dăm ascultare de cuvântul Său. Haideți poate să ne reevaluăm fiecare dintre noi în lumina cuvântului Său și să ne întrebăm care sunt prioritățile în viața noastră? De ce dăm ascultare? Poate ne-am obișnuit așa. Poate încet, încet ajungem să ne placă o astfel de stare. Că asta e firea care își cere și ea drepturile. Dar, dragii mei, dacă suntem ucenici ai Domnului, dacă suntem urmași ai Lui, Domnul ne-a chemat la ascultare, la supunere. Și să nu uităm ce a spus Domnul. Dacă mă iubiți, în același sens, veți păzi poruncile mele. Căutați mai întâi. Despre asta a vorbit. Sau cuvintele din această seară despre asta a fost. Căutați mai întâi. Da, să fim cei mai plini de dragoste. Să fim cei mai sensibili față de problemele celor din familia noastră. Să nu fugim de responsabilitățile pe care Dumnezeu ni le-a așezat. Dar să nu uităm un lucru. Domnul vrea ca pe El să-L cinstim mai întâi. Și să nu uităm. Lui Petru i s-a vorbit de răsplată. Și, dragii mei, răsplata va fi partea tuturor celor care au arătat fidelitate în toate lucrurile față de Dumnezeu. Domnul să ne lumineze în continuare și totul să fie pentru slava și gloria Lui Său. Amin. Amin.